FC Argeș are unii deja, dar incertitudinea încă planează asupra lotului. Băieții nu au efectuat în prima zi antrenamentul, dar speră ca situația să se rezolve. Unul dintre oamenii de bază ai al violeților în ultimele sezoane, Dănuț Ivănică, a declarat că situația este foarte dificilă pentru jucători, unii dintre ei neavând cu ce veni la stadion. Dani, ce s-a discutat acolo la ședință? S-a zis că până acum încă n-a venit nimeni concret, dar până vineri o să avem un răspuns. Până atunci ce aveți decât să faceți? Noi să ne prezentăm la stadion și așteptăm și noi cu nerăbdare să vină cineva să ajute această echipă, pentru că este un brand și, cum s-a văzut, nu se vrea să moară, și din cauza suporterilor, și noi vrem ca echipa asta să nu moară și dorim cu adevărat să vină cineva să se implice cu adevărat și să promoveze această echipă. Mijlocașul spune că își dorește însă să rămână în Trivale și să pună umorul la promovarea în Liga 1. O situație dificilă pentru voi, ne plătiți de atâta timp? Așa este, normal, vrem să fie bine și să ajungem să promovăm cu această echipă. Crezi că până la urmă se va face ceva, va veni cineva să salveze echipa? Acum, cum am avut și investitorii, am spus că dacă n-a venit până acum, este greu. Dar speranța mare ultima și eu cred că totuși se va găsi cineva potent să vină la echipă. Administratorul judiciar al clubului, Constantin Enoiu, a declarat că până la finalul acestei săptămâni se va cunoaște clar drumul pe care va merge FC Argeș. Până atunci însă niciunul dintre jucători nu va fi cedat la vreo altă echipă.